Acuzații grave în județul Botoșani, o elevă de 9 ani ar fi terorizată de învățătorul ei. Fata nu mai vrea să meargă la școală după ce dascălul ar fi bătut-o de mai multe ori. Revoltată, mama a anunțat autoritățile și cere să ia măsuri drastice față de învățătorul agresiv. Colega mea, Gabriela Mladin, are detalii. Am găsit mama aflat de incident după ce fetița a ajuns acasă plângând, iar printre suspine i-a spus că o dor foarte tare mâinile și spatele. Când a ridicat bluza copilului, mama a observat pe spatele acesteia urme de violență. Aflat de la fetiță că cel care ar fi lovit-o ar fi chiar învățătorul. Indignată, mama elevei de clasa a doua a sesizat conducerea școlii și a sunat și la protecția copilului. Mama susține că nu este prima dată când fiica sa se plânge că a fost bătută de învățător. Fetița a ajuns și anul trecut acasă cu lovituri, iar în urma incidentului a necesitat tratament, fiind extrem de afectată. Minora nu mai dorește să meargă la cursuri, plânge și tremură atunci când se apropie de școală. În urma incidentului de anul trecut, învățătorul s-a ales cu avertisment din partea Direcției pentru Protecția Copilului. Acum și la nivelul școlii Viișoara a fost constituită o comisie de cercetare.